Primele bilete de tratament aferente anului în curs vor fi eliberate începând cu luna martie. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Casei Județene de Pensii Selaj în cadrul ședinței Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, care s-a desfășurat astăzi la instituția prefectului Selaj. Potrivit lui Mircea Pop, este vorba despre biletele pentru stațiunile din țară arondate Ministerului Muncii. Tot în acest cadru s-a discutat și despre situația stațiunilor selăjene. Întrucât județul Selaj are resurse importante de ape minerale, prefectul județului a menționat că este nevoie de o strategie clară în acest domeniu și de acțiuni concrete pentru atragerea de investitori. De precizat ar fi și faptul că în cadrul ședinței de astăzi au fost centralizate și propunerilor tematice venite din partea reprezentanților asociațiilor persoanelor vârstnice, astfel stabilindu-se calendarul și ordinea de zi pentru ședințele desfășurate în anul curent. Tematica din acest an vizează serviciile medicale, acordarea biletelor de tratament pentru pensionare, acțiunile întreprinse de poliția de proximitate pentru protejarea persoanelor vârstnice, activitatea CARP, dar și organizarea de excursii și competiții sportive pentru persoanele vârstnice. Având în vedere tematica propusă, prefectul județului Filonaș Chiș a precizat că această listă rămâne deschisă și va fi actualizată în funcție de noutățile legislative care vor apărea pe parcursul acestui an, dar mai ales în funcție de probleme cu care vă confruntați și pe care le semnalați.